make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din Cariera Noastră cu Steaua. Poate că vă întrebați de ce suntem deja în sferturile Europa League. Avem, să vă spunem că noi am filmat, dar din păcate nu a mers, am avut probleme cu microfonul și am trecut de Sociedad, Saint-Étienne, dar nu mai contează asta, suntem în sferturi împotriva lui AS Roma. Să vă arătăm și echipa, probabil că nu o știți. Este Neymar, l-am dat la schimb cu Alexandru Maxim, pentru că noi credeam că nu mai crește. Dar l-am luat pe Neymar, un jucător foarte bun. Dacă tot luam noi jucători de la Barça B, am zis să luăm și de la prima echipă a Barcelonei. Este și Gareth Bale de la Real Madrid. La Real Madrid, unde s-a dus și Chamberlain, pentru că în cel mai este l-am vândut pe 65 de milioane de euro. Iar Gareth Bale e incredibil, băiatul ăsta. L-am luat pentru că avem nevoie, spun eu, și de un jucător cu un overall mai mare și mai înalt, așa, mai masiv. Priviți aici calitățile foarte mult la lui Neymar, cinstele, cinstele. Am văzut ball control, dribbling, acolo ce are, agilitate, accelerație, viteză. Un jucător de cinstele, așa cum așa. Trebuie să câștigăm cu AS Roma, să câștigăm și acest trofeu și anume Europa League. Începe meciul, noi începem, noi avem lovitura de start, arbitru a sperat, Neymar a atins acolo, a fost atinge de balon la Steaua, bine asta a filmat. Acum Edgar cu o pasă pentru Neymar, a încercat să paseze mentorului său, Martial o pasă pentru Neymar, Neymar cu Neymar care o trage cu piciorul drept, incredibil, nu așteptam să tragă chiar așa de bine, priviți-l pe Lazar, dacă îi dădea acolo Martial lui Lazar era foarte, foarte bine. Până la urmă a tras Neymar, a obținut autul pentru noi. Noi Muson, dar centrează, cât de bine, Pjanic a respins acolo într-un final, Neymar pentru Campin, șuta lui Campin, slab, slab din păcate, pasă pentru Gervinho, care o Gervinho, trage dar peste poartă, scăpăm la această ocazie foarte mare a lui AS Roma, Gervinho a avut a tras acolo peste poarta lui Jasper Cillessen, o pasă foarte bună primită de Gervinho, care se anunță un jucător periculos la poarta lui Cillessen, cât pe ce să intercepteze acolo am văzut. Până la urmă Cillessen reușește să prindă și să ne trimită pe un contraatac. El asta a încercat, dar Neymar a greșit pasa, interceptează foarte bine Musonda. Pasă excelentă la Gareth. Gareth din prima la Martial, pasa e prea tare. Aoleo, pasă prea tare lui Gareth, pe centrala lui Martial. Gol! Gareth Bale. Dacă nu a putut să dea pasă de gol cum am vrut noi, a dat gol din pasa de gol a lui Martial. Centrare foarte bună, s-a folosit de faptul că Bale este foarte înalt. Acesta a reușit să se înalțe excelent și cu capul lui de gorilă, cu fățăul lui, a dat în poarta aia a lui... O recuperează Martial, Martial pasează la Neymar, gol! 2-0! Vedetele noastre, Gareth Bale și Neymar marchează. Ce face acolo Neymar? Dar din două pase de gol al lui Anthony Martial a recuperat aici și a pasat lui Neymar pe tavă. O finalizare simplă pentru brazilian. 2-0 în minutul 57 marcăm o nouă pasă de gol al lui Anthony Martial. Acum ar fi frumos să marcheze și el și... Gareth, haide gorila, gorila, gorila în careu, gorila, trage la colțul scurt, avea acolo în prim plan și colțul lung, dar a preferat să tragă undeva mai aproape, să vedem pe Muson, dar execut în cornerul în afara careului, șutul lui Gareth Bale, respins acolo, balonul ajunge la Campins, are un șut slab, rău de tot, mamă și mamaia dădea mai bine acolo, să vede că e de la Barça asta, chiar că... Gervinho pasează de la Pizarro, centrarea lui Pizarro, forfeca lui destru acolo, slabă rău de tot, Edgar scoate eroic acolo, Edgar s-a bucurat și Cillessen, am văzut, facem și noi, am făcut niște schimbări, au ieșit jucătorii ăștia și au intrat alții noi, a intrat Mahund, Adama și Haysané. Să vedem ce se va întâmpla cu acești jucători, cum vor reuși să se descurce. O centrare acolo respinsă foarte bine de Gardoș și Adama apasă excelentă pentru Bale. Bale din prima la Anthony Martial, 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 așteaptă oricare lui Gareth. Gareth a primit de la Martial! A tras acolo Gareth Bale. A tras foarte bine și a obținut cornerul pentru noi. Să vedem pe Haysané care bate, dar slab rău de tot.
Se termină meciul, câștigăm împotriva lui AS Roma chiar în deplasare cu 2-0. Autorii golurilor au fost vedetele noastre Neymar și Gareth Bale. A fost un meci spectaculos cu multe ocazii în care Anthony Martial a fost omul meciului. Două pase de gol, 9,4 a fost nota sa. Nu am avut cele mai multe șuturi, la fel nu am avut nici măcar posesia, asta e normal, 39% am avut posesia, dar am câștigat, asta este lucrul cel mai important. Oricum am avut mai multe șuturi pe poartă decât cei de la AS Roma, acesta este lucrul care ne interesează mult. Era în formă acolo, scria că era în formă și Anthony Martial, dar să vedem acum ce schimbări mai face să intre și Adama Traore, nu? Da, să lăsăm pe Adama. Mamă, are o accelerație atât de bună Adama Traore, 93. Dacă nu mă înșel eu, mamă, înseamnă că e bun rău de tot. Aici pe terenul nostru care avem împotriva lui Pandurii Târgu Jiu, să vedem ce vom face. Este în Cupa Ligii, da? Batem cu 2-0, Edgar și Torje au marcat în victoria noastră și ne calificăm chiar în finală.